Capitolul 5. Lumea politicului. Partea 1 din capitolul al 5-lea. Istoria nu se desfășoară automat și nici numai datorită unui impuls originar. Există o necesitate internă, care activează continuu sub toate formele de viață și de cultură. Prin ce mijloace se dezvoltă viața istorică propriu-zisă? Care este instrumentul ei? Unii au găsit artă și au conceput o justificare estetică a istoriei, alții știință, și s-au limitat la orizontul pozitivismului. Născocirea ale filozofilor și ale altor iluzioniști, astfel de concepții n-au nicio bază reală. Gânditorii își închipuie că mersul lucrurilor are vreo legătură cu avânturile gândirii sau că s-ar putea ridica realitatea la nivelul spiritualității. Când citești câte un filozof spiritualist și-l vezi vorbind cu atâta nevinovăție despre procesul de spiritualizare crescândă a realului, despre o soluție finală în spirit a întregii lumi sensibile, te întrebi, tu care ai umblat cu ochii deschiși printre muritori și lumea care moare, ce rost vor avea aceste elucubrații și cum de este posibilă atâta gingășie meditativă în creierul și inimile unor oameni? Filozofii gândesc că și cum pe pământ n-ar există politică și oamenii politici, că și cum politicul n-ar fi un aspect central al vieții și instrumentul adevărat al istoriei. O istorie a spiritului nu este istoria. Aceasta înglobează o realitate mult mai mare. Chiar dacă nu există aspect istoric fără un anumit grad de participare la spirit, repartizarea elementelor biologice și spirituale nu se face într-un echilibru armonic. În omul politic triumfă sângele. Înseamnă că el nu e în niciun fel o realitate spirituală? Cine ar zice-o? Decât ea nu este constitutivă. Pentru omul politic, spiritul este un lux necesar, pentru artist, o substanță. Viziunile filozofice care privesc spiritualizarea totală ca o încoronare finală a devenirii sunt nedrepte cu politică. Ele o consideră ca o treaptă elementară în evoluția spiritului, iar nu ca o formă esențială, constitutivă, a istoriei, paralele și coexistența cu ultimele înălțimi ale spiritului. Politică, înțelegând atât valorile ei, cât și pe omul politic, se înrădăcinează în viață mult mai profund decât spiritul. Căci politicul exprimă și servește valorile vitale, pe când spiritualul crește în răgazurile vieții. Concepția monolinară a istoriei absolutizează un singur principiu, căruia îi sacrifică toate conținuturile reale și concrete. Idealismul, că și pozitivismul, s-a întrecut în abatjocorii devenirea. Nu datorită idealismului a înțeles Hegel istoria, ci raționalismului, nemărturisit dar prezent în toată viziunea sa. Comparați înțelegerea sa istorică perspectivei pozitiviste a lui Comte și veți remarca fadoarea teoretică a ultimului și bogăția nuanțată a întâiului. Istorie și raționalism nu sunt termeni identici, ci corelativi. Istorie și raționalism însă nu se întâlnesc decât undeva la periferie, tangențial. Etică, axiologia, raționalismul determina o lume născută deasupra devenirii, o sferă a spiritului normativ, pe care o răstoarnă de câte ori poate instabilitatea agresivă a devenirii. Spiritul normativ se închide, cu toate valorile lui transvitale din care își extrage anemia, într-o regiune străină vieții și încearcă să impună forme, pe care ea le primește pentru a le abandona. Valorile, în tendința lor de a se autonomiza de viață, se constituie în zona aparte, creându-și o bază rațională, pe cea vitală pierzând-o. Astfel, nu există în fond decât o axiologie raționalistă. Și etică se simte bine numai pe fundamente raționaliste. Vitalismul, punând accentul pe imanentă, a suprimat dualismul, adică reazemul teoretic al eticii. Devenirea a fost astfel reintegrată în drepturile ei, adică în rosturile ei de a crea și distruge fără nicio răspundere. Toate viziunile de viață care dezvăluie sensul imanent al vieții atribuie un loc foarte mare politicului. Nu există, după economic, care e de fapt un sclav al lui, un domeniu care să aibă mai mult caracterul de a fi în lume decât politicul.
Imanentismul lui explică de ce sufletele pline de ardoare religioasă, adică arzând de dorința de a ieși din lume, l-au disprețuit și au văzut, cu drept cuvânt, în activitatea politică preocuparea, dar mai ales tentația, ce te leagă atât de mult de pasiunile și vanitățile pământului. Între religie și politică nu este mai multă legătură decât între un sfânt și un primar. Omul s-a simțit totdeauna mai bine soldat decât înger. Asta înseamnă că refuză fericirea. Dacă omul politic este mânat de forțe instinctive și răspunde unei voci a sângelui, atunci el nu poate fi decât prizonierul voluntar al acestei lumi. Imperiul sângelui este imperiul lumii noastre. Cu cât cineva are mai multe aderențe la lumea asta, cu atât este mai politic. Când într-un om se concentrează dorințe de dominare și se organizează pentru o ascensiune individuală, dar înspre o finalitate colectivă, el îl lansează în viață politică. Instinctele individuale, cele mai rapace și mai ariviste, combinate cu un interes obiectiv, determină configurația omului politic, a cei care n-au decât instincte țări. Fără acest interes obiectiv, nu pot fi niciodată mai mult decât tirani sau, în cazul cel mai bun, aventurieri. Problema atât de stăruitoare, care se pune conștiinței cetățenilor obișnuiți, cum pot fi oamenii politici în generalitatea cazurilor atât de corupți, cu un interes atât de redus pentru treburile cetățenești și cu atât de mare slăbiciune pentru ei înșiși, această problemă își are o explicație mult mai simplă decât pare. Sunt anumiți oameni care au în ei numai un impuls politic, care se dezvoltă și activează independent de vreo altă finalitate decât el însuși. Socotelile publice interesează numai ca un cadru al gustului politic. Frecvența acestui impuls, ce rămâne în sfera redusă a subiectivului, este mult mai mare decât se crede. Toată ploaia de oameni politici pe care i-a lansat democrația aparține acestui gen de egoiști minori, care aspiră la celebritate pentru ca apoi anonimatul să înghită și mai amarnic. Regimul democratic, cual sau sistem parlamentar, dând posibilitatea fiecărui cetățean să participe activ la viață publică, a dezvoltat latura meschin politică din fiecare individ, o megalomanie a omului. Rezultatul a fost că democrația a scos la iveală o serie de talente și, în întreagă lume, doar 2-3 genii politice. Un mare geniu politic trebuie să fie prin excelență un dominator. Dacă știe și nu poate comanda, n-are nicio valoare. Democrația, admițând controlul și intervenția din afară în actele șefilor, le anulează orice prestigiu mistic și încadrează în rândul muritorilor, explicându-le ridicarea numai prin șansă. Fluxul și refluxul destinelor nu este văzut în funcție de vreo chemare intrinsecă, ci de accidentul întâmplărilor exterioare. Ultimul om mare al democrației a fost Clement Chau. Dar faptul nu este de o semnificativă ironie, că el și-a valorificat geniul printr-un regim quasi-autoritar, că lumina lui a crescut din umbrele pe care războiul le-a întins peste democrația franceză. Clement Chau a avut toate calitățile marelui dominator, iubire pasionată pentru o comunitate, dar dispreț față de oameni, cinismul forței, cultul succesului și al riscului, nicio spaimă în fața tragediei și niciun fel de remușcare. Marii dominatori care au suferit de o problemă etică și au ratat destinul politic și istoric. Un Carol al V-lea sfârșește la mănăstirea Iuste în Extremadura, într-o retragere voluntară. Îndoielile lui au apropiat amurgul hegemoniei spaniole, întocmai că obsesiile religioase ale urmașului său, Filip al I-lea. Filip al III-lea a fost și mai mult un maniac religios. Regii Spaniei, din cauza interesului lor pentru alte lumi, au dus țară de râpă, au închis-o pe vecie gloriei. Își închipuie cineva pe Cezar sau pe Napoleon torturat de vreo problematică etică sau religioasă? Să lăsăm glumele. Vor fi avut ei îndoieli de strategie. Dar unde clipa aceea, că s-o izolezi din curgerea vremurilor, în care ei s-au gândit măcar la un strop de sânge vărsat pentru dorința lor de glorie și au regretat petele roșii pe nimbul lor?
Îndoielile nu sunt demne de cuceritori. Oamenii politici din toate timpurile se aseamănă mai mult între ei decât contemporanii de instincte și preocupări diferite. Un șef al unui trib de negri se simte mai aproape de Napoleon decât Beethoven, chiar dacă ultimul l-a înțeles mai mult decât merită el. Între Lenin și Cezar este mai multă afinitate decât între primul și oricare contemporan. Literar. Viziunea tipologică a istoriei ne învață că toți suntem condamnați a fi ceea ce suntem. Deși aș fi înclinată a crede că au existat în lume conquistadori ce și-au mâncat instinctele prin tăcerile bibliotecilor, ei n-au putut fi însă de rasă, din moment ce și-au greșit calea atât de esențial. Numai acei oameni apucă pe cărări greșite în viață, care n-au avut instinctele la înălțimea chemărilor. Cezar nu putea deveni înțelept și nici Napoleon poet. Sau își poate închipui cineva un filozof dictator? Un filozof nu poate fi decât președinte. Ceea ce înseamnă că instinctul politic al omului scade pe măsură micșorării etosului agresiv. Nu poți fi dotat politicește dacă nu ești asimilat naiv timpului. Conștiința filozofică se naște din dezintegrarea temporală. Omul politic trăiește în timp ca într-o substanță. De aceea, momentul este cadrul lui temporal. Precum nu se poate gândi fără o anumită independență față de timp, așa nu se poate acționa fără o dependență de clipele fugare. Perspectiva meditativă se adâncește de groază în fața neantului temporal, de spaima de vidul clipelor, de nesubstantialitatea lor. Aspirația politică nici n-a auzit și nici n-a bănuit vreodată aceste probleme. Pentru adevăratul om politic, timpul este o stâncă. El curge numai pentru gânditori, fiindcă lor, nemai circulindu-le sângele, la ce ar mai putea fi atenți, dacă nu la trecerea timpului. Esență a politică a spiritului. Omul politic n-are neapărat nevoie de un orizont punct, el nu se află propriu-zis niciodată în fața principiilor, ci în fața faptelor. Niciun om politic nu trebuie să treacă un examen de principii, de aceea, antipodul lui nu este artistul, ci omul teoretic. Cultura modernă este bolnavă de teorie. Necesitatea de a găsi o formulă abstractă pentru orice situație, de a justifica în gând toate farimaturile realului, a secat energia creatoare și a rapid omului un sintronic al problemelor. Excesul teoretic presupune totdeauna o sleire a respirației, avântului rațional de creație. Alexandrinismul a lansat tipul comun al omului teoretic. Eclectism și teorie vida sunt același lucru. Omul politic și cu artistul nu se întâlnesc decât în fenomenul creației. Amândoi creează, deși pe planuri atât de esențial diferite. Faptul acesta îi separă de omul teoretic, care numai constată, stabilește relații printre relații, neaducând prin existența lui nici un plus în lume. Ineficientă teorie este de-a dreptul deconcertantă. Un efect de mare sinteză teoretică nu echivalează o poezie inspirată sau un cutezător gest politic. Nu există persoană în teorie. Acel domeniu al spiritului, care elimina un patetic al subiectivității, este lipsit de farmec și de atracție. Conceptul de geniu se aplică cu greu omului teoretic. Ideea de productivitate infinită a spiritului o realizează artistul. Întrucât existența politică presupune un paroxism al individualității și o bravare a lumii în numele instinctului, conceptul de geniu se aplică și în sfera politică, istoria prezentându-ne destule ilustrații geniale. Este foarte caracteristic că Goethe s-a înțeles cu Napoleon, dar n-a priceput pe Kant, deși a admirat pe Hegel fără să-l cunoască. Valorile politice sunt servite de la primarul de țară până la Cezar. Ei servesc cu forță ideea de forță. Se poate recunoaște aderența unui om la spiritul politic după modul în care știe să introducă elemente politice într-un domeniu eterogen politicii. Ignațiu de Loyola și Luther sau Sfântul Pavel au avut în sângele lor foarte multe apetențe politice. Organizatori, animatori, întreprinzători ardeau de setea de dominare. Cum în ei au triumfat poftele cerești,
alimentate de conștiința și obsesia păcatului, au ajuns reformatori, cu avantajul în plus față de oamenii politici că au modificat și stilul interior de viață, iar nu numai cel exterior. Creștinismul, în sine, este complet apolitic. Prin ce întorsătură ciudată va fi ajuns el să se organizeze atât de perfect în lume, să se cristalizeze în instituții atât de aderențe pământului, este unul din misterele ciudate ale religiei în genere, care, fixând toate obiectivele existenței dincolo, sfârșește prin a se înrădăcina iremediabil aici. Se pare că toate lucrurile mari încep prin a ne deseleni din pământ, pentru ca apoi să ne lege și mai mult de el. Creștinismul și-a trecut examenul posibilităților lui terestre prin catolicism, cea mai reușită realizare istorică a lui. Papii au fost obiectul de invidie al regilor și împăraților. Este străin de spiritul politic acel ce nu înțelege sensul papalității. Așa au fost papii delegați de deșertăciunile acestei lumi, adică de singurele realități. Că au aparat prin forță crucifixul, că pe o scuză și nu că pe o credință. Nu este așa de greu să-i înțelegi pe papi. Ei vor apărea la judecată de apoi alături de perceptori, de oamenii de stat și de toți patronii universului. De fapt, bogații au avut totdeauna prea mult spirit politic. Cu cât sunt mai mulți pe pământ, cu atât li se ascute spiritul politic. Săracii n-au conștiința politică decât în revoluție. Căci revoluția este examenul pe care îl dau săracii în fața istoriei. Care este virtutea politică prin excelență, generatoare de dinamism și mobilul activ al ascensiunii? Ne putem închipui un om politic blând, căldicel și atenuat? Ar fi o reprezentare absurdă. Un animal de pradă, cu instinctele domolite în aparență și cu mult stil în cruzime, este formă cea mai adecvată sub care ni se înfățișează bestia politică. Precum iubirea este virtutea religioasă prin excelență, așa ura este virtutea esențială a omului politic. El urăște, din dragoste pentru un grup de oameni, pe toți ceilalți care nu-i aparțin. Cine nu știe urei cu pasiune n-are instinct politic. Dacă nu refuzi cu frenezie pe toți care nu te urmează, îi vei pierde și pe cei care i-ai. Ura este vitalizantă și înclină, crede că începi o acțiune politică nu pentru a salva un grup uman, ci pentru a distruge pe cel care nu-ți convine. Definiția celebră a lui Clausewitz, războiul este continuarea politicului cu alte mijloace, nu trebuie înțeleasă în sensul pe care marxismul i l-a dat prin Lenin, legând războiul de structura unui sistem, ci că politicul este o stare de conflicte latente sau declarate, dar care culminează în explozie războinică. Politicul reprezintă o permanentă structură antinomică, a cărei soluționare este numai temporară. Vitalitatea politicului derivă din prezența continuă, din imanentă conflictului. Partidul într-un stat și un stat față de altul își definesc forță după primejdia și amenințarea ce o reprezintă. Nivelul politic se alimentează din capacitatea lor agresivă. Tendința oricărei formații politice este dominația exclusivă. Coexistența atâtor grupări și curente în democrație este un semn de emasculare generală. De aceea, concurență politică fără niciun sens din democrație își are rezolvarea firească și inevitabilă în dictatură. În orice fel de politică, dictatorială sau democratică, partizanul este totul. Cine se revoltă împotriva acestui sistem în numele valorilor obiective nu înțelege nimic din caracterul dramatic al oricărei politici. Nu numai pentru un politician democrație, dar și pentru un dominator, dictatură, partizanul cel mai umil este o mai mare valoare decât cel mai ilustru adversar. Orice luptă elimina ideea de valori obiective. Cum fondul tragic al oricărei politici, nu numai aceea de stil mare, este care pe care în ea se măsoară destine, și nu valori. Triumful este unică valoare. Nu există un idealism politic, ci numai un pragmatism politic. Pentru adevăratul om politic, morală este un lux periculos. Kieserling a arătat că orice politică este, în fond, machiavelică.
Plecând din zonele subterane ale sufletului, ea aplică metode corespondente acestora. De fapt, tot ce intră în domeniul acțiunii este machiavelic. Un om care lupta vrea să triumfe prin orice mijloc, odată ajuns virgulă vrea să se mențină tot așa. Cine nu procedează la fel se prăbușește. Finalitatea omului politic este puterea. Acestui idol îi sacrifică el totul. Febra omului politic este ura. Unde este lupta, este și ura. În numele iubirii se poate realiza infinit, cu condiția că ura să fie activă împotriva tuturor formelor pe care le exclude iubirea din sfera ei. Este de-a dreptul înfiorătoare patimă pe care a dezlănțuit-o creștinismul în începuturile sale. Primii creștini au urât mai mult lumea pagină decât au iubit împărăția cerurilor. Sau avalanșă de cinie declanșată de ideea luptei de clasă, în numele solidarității și a justiției. Proletariatul modern este un vulcan de ura, izbucnirile lui sunt tot atâtea trepte înspre putere. Ura este virtutea politică prin excelență. Cine susține contrariul tău că lumea s-a divizat în atâtea părți, numai pentru că să nu dispare ura. Pluralismul este baza metafizică a urii. El este justificarea individuației, fără de care ura este inconceptibilă. Metafizicile moniste, de la indieni la Schopenhauer și Eduard von Hartmann, au conceput ideea de anulare a individuației prin iubirea universală. Fără ura însă, nu mai înțeleg ce s-ar putea petrece pe acest pământ. Voluptatea omului politic este adversarul. Cu cât el este mai mare, cu atât el își creează mai mulți. Acest lucru este tot așa de valabil pentru un ministru în democrație, cât și pentru un dictator. Complexitatea unei personalități trebuie să fie ajutată de o idee numai puțin complexă. Un curent de idei are și care o expresie politică, dacă vrea să fie înregistrat de istorie, trebuie să conțină conflicte în germene și să le actualizeze pe măsură evoluției lui. Evitarea conflictelor este un semn de deficiență și de limitare a orizontului istoric. O personalitate care nu este o criză pentru orice conștiință care participă la istorie, care nu este o soluție directă a celor mai arzătoare probleme ale actualității respective, este o agitare de suprafață. Dacă politică se face de oameni cu instinct avide, ea trebuie să dezlănțuie conflicte echivalente agresivității instinctive. De aceea, planul teoretic în lumea politicului are cu totul altă semnificație decât în alte domenii. O idee politică nu trebuie să fie adevărată punct și virgulă, niciun control teoretic nu-i poate anula eficientă, dacă ea este fecundă. Ruină sigură a unui om politic ar fi fetișismul temporar al adevărului. Reflexia lui se reduce la atât, eu am dreptate, adversarul nu. Prin aceasta, partizanul deține totdeauna un sumum mai mare de adevăr decât adversarul cel mai dotat. Unii teoreticieni reduc esența politicului la termenii, dușman, prieten. Concepția aceasta exprimă ființă politicului în formă tranșantă. Valabilitatea ei este totală pentru fenomenul dictaturii, care reprezintă o exasperare a politicului. Orice dictatură este un război camuflat, chiar dacă nu se manifestă în conflicte cu alte state. În tot cazul, dictatură este, în primul rând, un război al unui stat cu sine însuși. Între democrație și dictatură este mai întâi o diferență de ritm. Pe când prima reprezintă o respirație comodă, a doua este activă până la sufocare. În democrație statul are un caracter neutru, societatea este totul. De aici distincția atât de categorică între societate și stat, specifică ideologiei democratice în genere. Ce e drept, societatea are o sferă mai mare decât statul și înglobează o multiplicitate de elemente, nereductibile la structura abstractă a statului. Societatea este o totalitate vie, căreia fără stat îi lipsește formă. Prea mare elasticitate pe care o prezintă societatea în regimurile democratice derivă din neutralitatea, non-intervenția statului. Redus la un principiu regulator și exterior, abstracțiunea lui seamănă vidului.
Socialismul francez a diferențiat la maximum societatea de stat, pe când mistica etatistă a romanticei germane a asimilat societatea statului. Socialiștii s-au bucurat mult de distincția pe care Hegel a făcut-o între societatea civilă și stat. De cât Hegel a conceput societatea civilă mecanicist, că o sumă de voințe individuale, care n-are o realitate și un sens decât în unitatea substanțială a statului. Atât de puțin a înțeles el societatea și atât de mult statul, că în scrierile din tinerețe susținea că anarhie este preferabilă tirania, deoarece ea se realizează prin stat. O societate abandonată sieși, nerecunoscând statului mai mult de o semnificație juridică, își pierde repede centrul, sumburele ei. Devine antiistorică și centrifugală. Consecință fatală a oricărei democrații consecvente este atomismul social. Din societate mai rămân numai indivizii, risipiți, fără vreo aderență la un sens comun. Sunt societăți incapabile în mod structural de a fi democrate. Cazul Rusiei, unde societății, lipsindu-i organic o limită interioară, se pierde pe dată ce e liberă. De aceea, bolșevismul unește două extreme într-o sinteză ininteligibilă a pusului, democrația extremă și autocrația. Democrația are anumite presupoziții psihologice, care nu le întâlnim peste tot. Și acolo unde ele nu sunt, nu este creatoare. În Anglia și în Franța, ea a creat un întreg stil istoric și existenței lor naționale dacă i-ai răpi epoca democratică, ai dea naștere unui gol uluitor. Germaniei însă nu i-a primit democrația. În afară de statul autoritar, acea formlosie cheită a sufletului german o duce la fund. Ea n-a avut niciodată o epocă eroică a democrației. Față de Germania și de Rusia, România este mult mai naturală în democrație, deși ea n-a dat nicio consistentă țării. Meritul democrației în România este de a fi provocat o dezlănțuire superficială de energie, de a fi creat o serie de iluzii politice în ultimul cetățean. Că, pentru viitor, democrația trebuie distrusă pentru că România să nu dispară, este o banalitate, iar nu un imperativ. Nu fără oarecare mirare trebuie să privim pe aceia care, dintr-un naționalism prost înțeles, consideră introducerea democrației la noi că pe opa coste fără pereche. Un popor oprimat 1000 de ani avea nevoie de democrație că de o necesitate vitală. Ea da o respirație largă individului, iar nu națiunii. Dar după un întuneric atât de mare, România n-avea nevoie de accelerarea ritmului ei istoric, ci de o aerisire a individului, de o mișcare liberă și arbitrară, de toată fantezia și capriciul care alcătuiesc un farmec indiscutabil al acestui regim. Dacă intrăm după o tiranie milenară într-un regim de autoritate, ne idiotizăm cu toții, deveneam automate oficiale, cretini balcanici. Este drept că prin democrație România s-a lăbărțat în așa măsură că a devenit un elastic, de care întinde primul venit. A fost însă fatal să fie așa. A fost fatal că România să nu-și creeze un sens și o chemare în lume, să rămână o țară provincială cu o cultură populară și cu o mizerie colectivă. Singura speranța este că un regim de dictatură ar putea arde etapele. Și un regim de dictatură este absurd și criminal, dacă nu arde etapele. Concep dictatură ca o revoluție permanentă. Ea este însă numai atunci creatoare, dacă e populară. Prin aceasta se deosebește de cezarism și de tiranie. Ce este dictatură populară față de aceste două fenomene? Diferențele dintre ele derivă din raportul diferit în care stă omul politic față de colectivitate. Și acest raport este determinat de ideile specifice pe care le reprezintă. Tirania nu servește un crez. Autoritatea prin bunul plac ar fi singură ei idee 170. Tiranul nu trebuie să aibă vreo calitate, căci neurmărind niciun alt scop decât capriciul lui și un statu quo al imbecilității, de ce fel de însușiri ar trebui să dispună, decât de violență instinctelor lui și de resemnarea supușilor. Cezarismul nu servește o mare finalitate istorică. El se bazează însă pe excelență unei personalități.
Momentul individual este prea hotărâtor și predominant. Teoria lui Spengler, după care cezarismul este un fruct al crepusculului culturilor, este în genere justă. Pierzându-și coeziunea internă, fărâmițată și epuizată de excesele democrației, o cultură își salvează vitalitatea prin virtuțile strălucitoare ale unui dictator. Cezarismul poate introduce un ritm epocal în viața unei culturi. Lui îi lipsește însă elanul ascendent, creator de cultură. El apare numai în perioadele ce urmează după epocile de mari libertăți și de instincte necontrolate. Există chiar o alternanță, un ritm periodic, care fixează cezarismul după fiecare perioadă democratică. Totuși, locul istoric al lui rămâne amurgul culturilor. Atunci izvorăsc personalități, fiindcă nu mai sunt idei și nu mai sunt idei dinamice. Într-un astfel de moment istoric, cezarismul suplinește un vid al culturii. Dacă tirania n-are niciun asentiment al colectivității, cezarismul este acceptat și uneori chiar iubit. Ar fi să ne înșelăm prea mult asupra omului dacă am crede că el se simte bine multă vreme în libertate. Adevărul este că nimic nu e mai greu de suportat decât libertatea. Lăsat multă vreme pradă ei, își pierde echilibrul și se prăbușește într-un haos complet. Atunci preferă cea mai sinistră tiranie, pentru a scapă de teroarea libertății. Regimurile de autoritate au la baza o concepție pesimistă a omului. Fără o viziune antropologică nemiloasă este imposibil să înțelegi alternanța dintre democrație și dictatură în cursul istoriei. Naivii nu vor pricepe niciodată că mulțimea îl cere pe Cezar, că oamenii au iubit de când de lumea nu numai libertatea, ci și jugul. Când se obiectează că acest lucru este adevărat pentru trecutul umanității, pentru un stadiu înapoiat, atunci acestei vulgarități optimiste îi vom răspunde că orice progres se ar face omenirea, ea nu va putea ajunge niciodată așa de departe încât tipul comun al muncitorului de fiecare zi, prostii eterni, să se ridice la un nivel mai înalt decât al unui intelectual mediocru. Cum este mai mult decât sigur că lucrurile stau așa, nu pot să-mi fac iluzii nepermise. Optimismul antropologic nu șade bine niciunui fel de gânditor. El este, în primul rând, inadmisibil la un om politic. Nu e un fapt nesemnificativ că toți oamenii politici au fost buni cunoscători de oameni. Și ce înseamnă a fi bun cunoscător de oameni, dacă nu atendă ideii? După moraliștii francezi, La Rochefort, Camus, Vauvenargues, Argues, Camfort, etc., oamenii politici au cunoscut totdeauna mai bine oamenii. Au avut și ei darul introspecției, dar n-au fost sinceri destul. În fața tiraniei și a cezarismului, se înalta dictaturile populare. Ele se bazează atât pe o necesitate istorică, cât și pe un asentiment al maselor. Pe ele nu le cer numai logică internă a evoluției culturilor, ci condiții sociale, aspirații colective și naționale. Lenin, Hitler sau Mussolini s-au ridicat pe o convergență de elemente aparținând soartei țărilor respective, iar nu pe un concurs de împrejurări. Ele nu se instaurează pentru a salva o cultură de la putregai, ci pentru a realiza accesul la mare putere politică și a ridica nivelul istoric al culturii respective. Ceea ce ne interesează aici este importanța dictaturii populare în cadrul culturilor mici. Ea este singurul mijloc prin care ele își pot înfrânge inerția. O colectivitate se vrea dominată, fiindcă prin ea însăși nu poate crea nimic. Orice soluție am caută pentru România, este imposibil să o vedem scuturată din orbecăială ei seculară în afară de un regim dictatorial. Și prin acesta înțeleg un regim care creează în România o febră excepțională și tinde să îi actualizeze ultimele posibilități. Democrația a risipit prea multe energii fără vreun scop național. O dictatură însă trebuie să pună țară la task. Nimic să nu rămână neexploatat și nevalorificat. Marșul României în istorie se semene unei coarde încordate la paroxism. O amenințare care să crească cu fiecare pas. Să ne apropiem și noi de lume și lumea să știe că ne apropiem.
Efortul care trebuie cerut acestei țări nu poate fi comparat decât cu acel ce le-au pretins bolșevicii Rusiei. O țară se ridică pe renunțări, pe infinite renunțări. Dacă toți am suferit pentru România cu o pasiune care ar însemna ardoare și durere, nu știu până unde ar sări din mers această țară și câte cadavre ar lăsa în urmă. Nu pot vedea destinul României decât patetic. Pentru țările rămase în urmă, nu există salvare printr-un ritm normal. Cu oameni politici care flatează indolența colectivă, nu se mai poate face nimic. Politicianul din democrație, care ridic banul la rangul de divinitate și țară la o trambulină, n-are nimic în el dintr-un dominator și nimic dintr-o aureolă mistică. Democrația e prea puțin mistică și prea mult un raționalism. Ce departe este de epoca eroică. Febra ideologică pe care a răspândit-o asupra Europei s-a epuizat, și în locul ei au rămas scheme vii deși nesemnificative, ce-ți inspiră o adevărată compătimire teoretică. În cadrul națiunii, democrația a dat naștere unei pluralități de formații divergente, care răpesc evoluției naționale un sens convergent. Votul universal și parlamentarismul au conceput națiunea ca o sumă, cantitativ, când ea este o totalitate concretă și calitativă, care niciodată nu poate fi exprimată în aritmetică democratică. O națiune este totdeauna mai mult decât indivizii ei. Democrația a făcut din ea o rezultanță. În realitate, indivizii rezultă din națiune. Țările fără o axă istorică își pierd conturul prin democrație. Acesta este cazul României. Ea n-a avut niciodată o formă, iar democrația nu i-a dat-o. Ea este prea mult politică și prea puțin istorie. Nenorocirea regimului democratic este că el, omul politic, nu poate face nimic. Și cum o să facă, atunci când ascensiunea în democrație se bazează pe o șansă, iar puterea are caracterul unei durate efemere? Dictaturile au toate un caracter de răscruce și de gravitate. Nu este caracteristic că războaiele cele mai multe se fac de regimurile dictatoriale? Încordarea excesivă și anormalul ritmului numai în război își află o ieșire, afară de tiranie, care naște revoluția. În perioada democratică a unei țări, o revoluție n-are un sens măreț și nici o dimensiune monumentală. Numai întrucât sfarmă tradiția unei tiranii, primește un caracter de întorsătură istorică. Împotriva dictaturilor, toate obiecțiile pe care le-a adus lumea se reduc la atâta. Cu ce drept ne impune un dictator voință să, de unde erijarea unui individ în absolut? Obiecția sau mirarea aceasta este fără răspuns. Sau, ea n-are decât un răspuns cinic. Este imposibil să găsești o justificare imanentă a autorității sau a suveranității. Un guvernământ este compus din oameni care nu sunt calitativ deosebiți de ceilalți. Ce rațiune are atunci impunerea voinței lor altora? În acest sens, teocrația este singură care are o bază logică și metafizică. Dacă autoritatea derivă numai de la oameni, atunci îi lipsește orice temei mai adânc, și în afară de relativismul uman nu mai este nici o ieșire. Derivarea suveranității și autorității dintr-un principiu transcendent justifică totul, cu condiția să crezi într-o divinitate. Imanentismul modern a săpat atât pe Dumnezeu, cât și orice fel de autoritate și suveranitate. Modul în care un om politic își transformă voință în lege ține de un complex de împrejurări care nu are nicio legătură cu etică. Este suficient să fi ajuns o singură dată să comanzi, că dorința de putere să te facă virtual un dictator. Cine știe porunci permanent și este roș de obsesia puterii nu se poate prăbuși. Numai prin comandă te distanțezi de ceilalți oameni și te ridici cu adevărat peste ei. Fiecare dintre muritori se visează la un moment dat Napoleon, pentru că să se mulțumească apoi o viață întreagă a trăi din ordinele altora. Orice om găsește o scuză că nu e Napoleon, pune vină pe mediu, pe sărăcie, boală sau, dacă e român, pe România. Convertirea în mit a tuturor marilor conducători își are o rădăcină mult mai adâncă decât suntem dispuși a crede.
Dacă ei ar fi în consistința mulțimii numai oameni, atunci ea n-ar putea găsi nicio rațiune a autorităților nelimitate. Mulțimea îi transformă în mici spre a se înșela pe ea însăși. Ea îi proiectează în absolut, pentru că destinul care se consumă între ea și dictator să apară că esențial inevitabil în logică substanțială a lucrurilor. Cezar a fost adorat ca zeu, fiindcă mulțimea suportă mai comod astfel vârtejul de întâmplări, născut din geniul lui. Dacă, în ochii ei, el n-ar fi fost mai mult decât un om extraordinar, n-ar fi acceptat atâtea sacrificii. Tot așa, pentru soldații lui Napoleon, l'Empereur n-a fost niciodată om. Tot ceea ce iese din cadrele acceptate ale vieții de fiecare zi se ipostaziază, deoarece umanul are granițe care exclud neobișnuitul. Omul nu se lasă bucuros condus de om. De aceea a inventat el miturile. Este neplăcut să vezi că se ridică cineva din rândurile tale și îți devine destin. Tu nu i-ai acordat niciun drept, și nimeni. Cu toate acestea, el l-are și tu nu mai poți face nimic. Ascensiunea vertiginoasă a omului politic este un fenomen destul de ciudat. Cei care îl cântăresc și nu-i găsesc merite și calități justificative uită că orice om politic este un destin înainte de a fi o valoare. Dictatură care n-are o ieșire imperialistă sfârșește în tiranie, precum iubirea în scârbă sau în milă. Elanul dictatorial, la început dornic de a crea forme noi și a da o expansiune nelimitată unei țări, se osifică într-un autoritarism rigid, mort, precum democrația se destramă într-o paradă de libertăți goale. Este aici o limitare a tuturor formelor de viață, care nu-și pot menține productivitatea peste rezervele insuficienței lor. Orice conținut de viață are o formă. Când el se uzează, forma constituie substitutul vieții. Astfel se nasc o sumă de scheme moarte, care trebuie răsturnate de năvală altor conținuturi. Dictatura sfârșește de obicei în tiranie, democrația în anarhie. Dictatura are o formă, tirania are numai formă, democrația are și ea o formă, anarhia nu mai are deloc. Spre fericirea noastră, viața nu tinde numai spre echilibru. De ar fi așa, de mult ne-am fi mumificat. Moartea este preferabilă oricărei fixări. În viața socială, încremenirea într-o formă este mai gravă decât sinuciderea. Ce ar fi fost de Europa, dacă și astăzi aristocrația continuă la fi statul? Un monstru istoric în plus. Primenirile sociale sunt condiția indispensabilă a vitalității unei țări. Totdeauna statul, care este sensul formativ al unei națiuni, a avut tendința să se confunde cu clasa sau castă conducătoare. Niciodată n-a putut îmbrățișa, cu aceeași cuprindere, actualitatea totală a unei națiuni. Când Joseph de Maistre se întreabă ce e națiunea și găsește că e suveranul și aristocrația, el exprimă reacționar un lucru pe care marxiștii îl susțin revoluționar în teoria statului proletar. Statul, deși pentru marxiștii nu există propriu zis nici stat și nici națiune, ci numai societate, nu mai este suveranul și aristocrația, sau mai târziu burghezia, ci proletariatul. În orice stat nu există un echilibru, ci o preponderență de forțe. Cine are această preponderență se identifică într-o măsură anumită cu statul. Națiunea cuprinde elemente mult mai complexe și mai diverse decât poate să le centreze și să le cristalizeze statul. De Maistre trebuia să spună stat, iar nu națiune, deoarece aceasta închide în sfera ei mai mult decât statul, a cărui raționalitate abstractă nu poate subsuma atâtea elemente iraționale din existența națiunii. Formele de stat sunt substituibile, pe când națiunea este o fatalitate. De aceea, ele sunt un obiectiv principal al revoluției. Până acum nu s-a găsit un Sisif al revoluției care să vrea să dărâme sau să construiască o națiune. Națiunile devin o nouă piedică în calea României și a revoluției naționale. Națiunile sunt istorice. Putem face istorie? Putem, dar în marginile destinului nostru. Și am putea sări peste el? Am putea, dacă saltul ar fi pecetluit în soarta noastră. Fie el?
Iată unde încetează cunoașterea și începe speranța. Nu cred în România. Partea a doua din capitolul al cincilea. Norocul României este că istoria universală nu are un curs convergent și nu evoluează într-o progresiune continuă. Dacă devenirea umanității ar fi comparabilă unui fluviu, ar fi imposibil să nu ne pierdem în el și să ne mai regăsim. Toate valorile s-ar totaliza și nivelul actual al culturii ar fi atât de ridicat, încât o țară ca România n-ar putea participa în niciun fel la el. Cultura occidentală, care singură contează pentru orientarea noastră în viitor, nu însumează toate valorile care au precedat-o. După concepția stupidă a progresului monolinear, ar trebui că momentul istoric actual să conțină într-o prezență tot ce s-a desfășurat înainte, el fiind un plus într-o totalitate ascendentă. Istoria nu e comparabilă nici unui fluviu și nici unui lanț. Ea își are o creștere specifică, nereductibilă nici la concepte organice și nici mecanice. De aceea este atât de greu să înțelegem istoria, cu toate că trăim în ea și suntem până la un anumit grad istorie. Prin introspecție pricepem câteva mobile secrete și rămânem dezarmați în fața faptelor. Autocunoașterea nu ne revelează structura devenirii concrete. De câte ori căutăm un antipod mobilității vieții istorice, nu ne putem opri decât la sistem. Rigiditatea și consecvența logică, valabile într-o lume de forme, nu sunt revelatoare în lumea de conținuturi care este istoria. Sistemul pleacă de la premise, istoria de la irațional. Logicul rămâne în sine, în transcendență formelor sale, în inaderența lui sterilă la devenire. Istoria reprezintă, din potrivă, o pendulatie continuă între irațional și conștiința, care uneori nu este lipsită de pitoresc, pentru că aproape întotdeauna să nu-i lipsească tragicul. Concepția progresului neîntrerupt introduce prea multă logică în devenire și face prea mult din istorie un sistem. Și apoi, cine ar mai avea atâta ingenuitate să creadă că simplul fapt al devenirii este suficient pentru că, născându-te cât mai târziu în timp, să prezinți automat elemente de superioritate. Ideea progresului continuu este expresia unui optimism atât de vulgar, încât nici nu merită a fi discutată. În afară de tehnică, ea constituie un moment degradat al spiritului. Dar tehnică reprezintă un fenomen paralel culturii. Ea se dezvoltă după o lege proprie, într-un progres incontestabil, nu există însă progres în simțire, în gândire, în viziune. Trenul sau avionul nu ne-au făcut nici mai sensibili și nici mai profunzi. Ne-au schimbat doar ritmul. Cine ar compara sentimentul nostru de viață cu al Egiptului în epoca de construcție a piramidelor ar trebui să ne arate un dispreț infinit. Sclavii faraonilor, care nu știau nimic, aveau pentru eternitate o simțire mai ascuțită decât savanții noștri, care știu totul fără să cunoască esențialul. Unui optimist subtil i-aș putea face concesiuni privitoare la extensiunea ideii de progres. Este însă imposibil de a găsi cea mai mică aplicare la sentimentul de viață. Acesta, singurul care importă, nu câștigă nimic prin timp și nici nu se adâncește prin complexul de forme al civilizației. Istoria prezintă o sumă de totalități ireductibile. Ar mai putea cineva susține superioritatea Greciei față de India sau a Occidentului față de Grecia. N-are sens o ierarhie între culturile mari. Grandori ireductibile nu înseamnă scară ierarhică. Ea apare evidență și tulburătoare când e vorba de culturile mici față de cele mari. Diferențele lor accentuează și dau un sens ideii de progres, în defavoarea celor mici. Fascinația pe care a exercitat-o Occidentul asupra noastră este proba evidență și repetată a inferiorității noastre și a conștiinței ei. Dacă el reprezenta actualitatea întregii istorii, drumul pe care trebuia să îl străbatem ca să îl ajungem ar fi fost așa de mare, încât niciodată n-am fi putut concepe să ne apropiem cât de puțin de el. O umanitate care ar evolua conform viziunii progresului continuu ne-ar aruncă pe veci la periferia ei.
Pentru România, istoria înseamnă cultură occidentală și nici nu poate însemna altceva. Cu ea ne punem noi în rând. Nivelul ei mi se pare într-o măsură oarecare accesibil. O lume istorică, a cărei actualitate totală s-ar înalta progresiv sub ochii noștri, ne-ar zăpăci cu infinitul ei. Există un nivel istoric obligatoriu. O țară care s-ar complăcea numai în dezvoltarea originalității etnice nu poate participa efectiv la istorie. Pe această cale, devii o țară pitorească și interesantă, cum e Ungaria de exemplu, dar nu o națiune și în niciun caz o mare putere. De Ungaria va aminti istoria numai fiindcă s-a încăpățânat să nu renunțe la caracterele ei primare. Este o țară originală, dar din punct de vedere istoric nereușită. România nu poate deveni o realitate atașându-se îndărătnic de caracterele ei primare. Cultura noastră populară este comună sud-estului Europei. Elementele ei diferențiale nu alcătuiesc o originalitate izbitoare. Muzică și poezia noastră populară n-au reușit să atragă atenția lumii ca un fenomen profund original. Meritul nostru față de celelalte popoare balcanice este că suntem cei mai apți pentru formele spiritului. Căci în Balcani, romanul este cel mai puțin țăran. Dacă n-am creat în cultură, ea ne priește totuși. Tot restul Balcanului pare a dovedi o neprielnicie în cultură, care îi justifică renumele periferic. O revoluție națională care ar vrea să readucă pe români la el însuși, la premisele lui sufletești, la originarul etnic, ar întoarce România din avântul ei superficial spre modernitate și i-ar tăia aripile. România nu este o țară originală. Ea redevine un zero istoric reîntorcindu-o la surse. Febra susținută a modernizării, pe toate planurile, este singura noastră salvare. Romanul nu este interesant sufletește. Pentru ce ar mai ține atunci la quasi-orientalismul sau? Chiar o țară etnicistă profund originală, cum e Rusia, ce s-ar fi ales de ea dacă ar fi făcut o revoluție rău înțeleasă, pentru a reveni la mușic? Lumea ar fi uitat de Dostoievski și s-ar fi gândit la Mongolia. Va trebui să apărăm România de țăraniei. Ceea ce nu înseamnă decât salvarea țărănimii de la mizerie. Toate etapele revoluției noastre vor trebui să aibă, ca finalitate, integrarea noastră în istorie. Dacă nu vom reuși să facem sensibilă prezența noastră în ritmul universal, n-are rost să ne mai frământăm, deoarece la o existență aproximativă poate ajunge orice grup uman. Trecutul și prezentul României există numai prin bunăvoința noastră. Se va naște viitorul din înfrigurarea noastră? De nu, să ne îngropăm sufletul în România de niciodată. N-avem dreptul să ne trăim fiecare epocă asemenea unei lumi închise. Dacă nu mai vrem să fim sclavii istoriei, adică dacă vrem să depășim condiția culturilor mici, trebuie să urmărim ținta noastră finală ca o obsesie, pentru a nu fi subminati de tentația constanță a României, inerția. Pentru Franța, clasicismul sau iluminismul, cu toate implicațiile lor politice și economice, sunt epoci rotunjite în sine, lumi închise, trăite cu naivitate și cu iluzia absolutului valorilor lor. S-ar fi gândit cineva în timpul lui Ludovic al XIV-lea că Franța trebuie să tindă spre alte valori decât cele în care trăia? Sau renașterea, în culmile ei, a conceput o ieșire din sine însăși, a avut ea nevoie de altă epocă? Într-o mare cultură, orice epocă este o perfecțiune istorică. Acest lucru este valabil și pentru epocile decadenței. Culturile mari se distrug în sine. Nouă nu ni se aplică afirmația lui Ranke, je de epoche ist un Mittelbarzu Gott. De vom reuși de-abia cu tot procesul nostru de viață să câștigăm acel eternum imediat, care imprimă un absolut devenirii. Ranke se ridică împotriva acelora care susțin că o epocă apare pentru a da naștere alteia și care există ierarhii între națiuni și epoci. Tot ce este istoric, crede el, are o valoare proprie, demnă de a fi studiată ca oricare altă. Atâta neutralitate față de diversitatea istorică este prea mult. Există epoci privilegiate, precum există mediocre.
O obiectivitate care le plasează într-o echivalentă este doar teoretică sau știință. Curiozitatea științifică a unui istoric studiază cu aceeași pasiune România și Franța. Ce puțin suntem noi însă, față de Franța. Există mai puțin. Istoria concretă și efectivă este un plus în fire. Nu ești tot așa aproape de Dumnezeu în orice epocă, individual. Contactul tău poate fi nemijlocit și transistoric. Nu-i mai puțin adevărat că prin epoca ne putem șalta automat. Și iarăși, nu-i același lucru să trăiești în timpul Renașterii sau în secolul acesta. Atunci se nășteau idealuri, acum se destramă. Epocile se deosebesc nu atât prin concepțiile de viață care le stau la baza, cât prin intensitate. Altcum au trăit și s-au distrus oamenii în timpul Renașterii și altcum trăiesc și se distrug astăzi. Pe atunci, un dor intens după spațiul infinit a creat un gust arzător de aventură, încât fie că e om era virtual sau real un conquistador. Toate cuceririle s-au făcut dintr-o nostalgie a spațiului, dintr-o aviditate a depărtărilor. Poate că numai imperialismul va reabilita secolul nostru. Succesiunea epocilor este sursă relativității și a infirmării ideii de progres. Prin ceea ce are viu, barocul neagă Renașterea, iar aceasta, la rândul ei, evul mediu. O epocă trăiește prin valorile ei specifice. O altă nu se poate individualiza decât negând pe cele ce au precedat-o. Greutatea unui moment istoric nu consistă într-o înglobare cât mai mare de valori complexe și de elemente eterogene, ci în prevalența categorică a unor valori specifice, care dau contur și fizionomie epocii. Eclectismul este un fenomen de decadență, când o cultură nu mai are atâta energie, încât să dea naștere la direcții originale ale spiritului și să se configureze în momente creatoare, atunci se recapitulează. Sinteză stufoasă și uimitoare în amploarea ei sterilă, care rezultă din această recapitulare, este eclectismul epocilor alexandrine. Tot ce s-a creat într-o cultură prin eforturi succesive și unilaterale, toate momentele ei unice devin în coexistența unei sinteze artificiale un fel de rezumat istoric al unei culturi. Epoca elenisto-română și-a revăzut, în amalgamul ei de curente, tot ce antichitatea a produs între orfism și scepticism. Secătuirea substanței creatoare a unei culturi o face incapabilă să mai nască din sine epoci închise, lumi aparte în devenirea organismului sau. Avântul generator de cultură se manifestă în prevalența unor valori, în mărturisirea pentru o sferă limitată. Nu există cultură vie într-un nelimitat cantitativ al valorilor. Epocile naive din viața umanității, acelea în care oamenii au fost una cu valorile pe care le-au creat și în care au crezut, n-au cunoscut niciodată extensiunea gigantică a epocilor alexandrine, cu lumea lor de cunoaștere substituită instinctului și sufletului, cu universalitatea lor exterioară, ci au participat cu un infinit intern la o sumă redusă de valori. Evul mediu, cu tot ce are el sublim și grotesc, a fost universalist, dar numai că valabilitate generală a ideilor lui, nu că multiplicitate de idei. Universalismul calitativ este esențial oricărei epoci creatoare, sub formă cantitativă, el este un semn de deficiență și este echivalent eclectismului. Momentul eclectic al unei culturi este identic universalismului cantitativ. Evul mediu, care a concentrat în sine atâta neliniște, că ne-a dispensat pe noi, în latura religioasă, își demarca liniile lui conturate la exces din concentrarea durabilă și obsedantă pe câteva teme. După cum spune Leon Bloy, el a fost construit pe 10 secole de extaz. Evul mediu a știut totul într-o direcție. El ne-a condamnat a fi pe veci ignoranți în materie religioasă, și el ne va mijloci apropierea de Dumnezeu. Nu toate epocile stau în raport nemijlocit cu el. Rankien nu s-a gândit la acest fapt și desigur, nici Taine, care preferă o haită de lupievului mediu.
Limitarea substanțială a epocilor, substituirea lor continuă, cu consecință inevitabilă, discontinuitatea valorilor, explică insuficientă vieții istorice, mobilitatea și relativitatea ei. În acest proces descoperim mai repede o demonie decât un progres. Multiplicitatea conținuturilor ni se descoperă la fiecare pas ca un torent de direcții iraționale. Salvarea de la relativism prin căutarea unei forme, în această multiplicitate, participarea la istorie se exprimă însă numai în abandonarea irațională a acestui flux, în contopirea inconștiență cu mobilitatea existenței. Când conștiința ne-a separat de viață, atunci ne rămâne acceptarea conștientă a devenirii, lansarea voluntară în mrejele demoniei. În afară de atașarea organică de istorie, nu mai există decât elanurile disperate, că mod de a-i aparține. Restul este distanță de ea, perspectiva rece și cunoaștere. Limitarea epocilor istorice și are o justificare în mărginirea fatală a oricărui fel de activități intense. Există o scară întreagă de tipuri de umanitate, care își acuză originalitatea prin negații reciproce și insuficiente evidente. Cazul omului politic este încă o dată semnificativ. De la el, putem învăța despre viață ceva mai mult decât din exemplul vieții gânditorului. Omul politic nu trebuie să fie un om complet. Nu este obligat să creadă ceea ce face, el trebuie însă să reușească totdeauna. S-a pus problema dacă se poate să fie dogmatic practic și sceptic teoretic. Un om politic trebuie să fie dogmatic în viață practică, teoretic, poate să se îndoiască de toate. Există un fanatism numai în latura activă și imediată, care nu are nevoie neapărat de corespondentul în convingere. Fanatismul spaniol a fost o combinație de intoleranță și nihilism. Dezbinarea dureroasă dintre practic și teoretic este sursă de dinamism la sufletele mari. Precum o epocă este fatal limitată prin prevalența unor valori specifice, așa orice tip uman bine definit suferă de aceeași limitare, în el predominând elemente care îl exclud de la o participare universală. Epocile justifică relativitatea în istorie, tipologia în psihologie. Nu există epoca universală, precum nu există om universal, ci numai o gradație de la local la o universalitate aproximativă. Renașterea și Goethe au atins un maximum de universalitate, ce departe de idealul lor au fost, o dovedește posibilitatea istoriei de a se realiza în alte epoci, de o originalitate aproape egală, și în ațiți alți oameni, cu o îmbrățișare a vieții numai puțin amplă. Viața nu tinde spre împliniri complete, dinamismul e posibil numai în mărginire. De aceea, eroismul este în viață, pe când sfințenia, dincolo. Eroismul încearcă rezistentele ultime ale individuației. A fi erou înseamnă a trăi activ paroxismul ființei individuale în cadrul vieții. Cum la atâta tensiune nu rezistă nici viață și nici ființă individuală, prăbușirea este consecință inevitabilă. Eroismul nu e condiția firească a firii, dar este singură demnitate a devenirii. Tot ce s-a creat până acum se datorește acceselor colective de eroism, care au insuflat oamenilor, peste meschinele instincte de conservare, o pasiune de autodistrugere pentru idealuri. Cine înțelege rostul adânc, frenezia colectivă ce a dezlănțuit reforma, expedițiile din timpul renașterii sau campaniile napoleoniene, este imposibil să nu aprecieze orbirea arzătoare, că substrat al tuturor acțiunilor hotărâtoare. Popoarele care nu sunt apucate de o nebunie colectivă, din când în când, se anchilozează în tradiții care, automatizate, le scot din ritmul istoriei. Să nu se uite că notă diferențială a faptului istoric este capacitatea de a acționa pe o sferă mare, eficientă. Este istoric acel fapt care provoacă o tulburare fecundă. Cu cât are rezultate și repercusiuni mai mari, cu atât este el eveniment istoric. Un război care nu dea naștere la crize pe o scară întinsă, ci rămâne un fenomen pur local, nu depășește rosturile lui biologice. Și așa cu orice eveniment. Eroismul este presupoziția oricărei istorii autentice.
Fără el, devenirea umană e pură biologie. Când viața își concentrează toate energiile pentru a servi alte scopuri decât ale menținerii ei, când își fixează finalitatea în afară de ea însăși, atunci ea realizează condiția obiectivă a acțiunii eroice. Cum temperatura vieții la care înflorește sufletul eroic este egală disperării, este de la sine înțeles că în omenire nu pot exista decât crize de eroism. Oricât ne-am mândri cu acuitatea simțului nostru istoric, suntem, vreunul, capabili să înțelegem forța care i-a mânat pe cavalerii în cruciade să moară sub zidurile cetăților orientale, pentru a dezrobi mormântul unui om, presupus Dumnezeu? Chiar interpretarea materialistă, care nu vede în aceste expediții decât interesul și pasiunea de îmbogățire, cum ar putea explica gustul unei aventuri atât de puțin promițătoare, pamintește? Istoria are o amploare cu atât mai tragică, cu cât oamenii au avut mai puțin de câștigat din distrugerea lor. Dacă cruciadele au satisfăcut un gust de infinit, ele și-au atins scopul punct fără un parfum de inutilitate. Istoria ar semăna unui ghișeu de bancă. Moartea eroului este sensul vieții celorlalți. Fără autodistrugerea eroică, specia umană ar fi condamnată la plictiseală și la ratare, la acel pustiu al inimii, care este antipodul sufletului infinit. Dacă omul nu vrea să forțeze prin disperarea unui gest inerția devenirii, nu-i rămâne decât să accepte a fi purtat cu umbrele de soarta lucrurilor trecătoare. Hegel însuși, prea mult metafizician pentru a înțelege indivizii, a făcut din marile individualități, după cum bine se exprimă Friedrich Hayek, funcționarea spiritului absolut. Metafizica anulează individuația. Spiritul absolut călare pe cal, virgulă, a exclamat Hegel, văzând pe Napoleon intrând victorios în jenă. Și a scris apoi mai departe la fenomenologia spiritului, pentru a ne arată ce puțină răspundere avem în istoria universală. Și acum, să revenim la România și să vedem cum ar putea ea să nu mai fie o umbră a istoriei universale. Ce nenorocire pe capul acestei țări, că în locul unui etos eroic, cu tot ce acesta presupune că oroare și pasiune bestială, ne-am diluat sângele și ne-am îndulcit patimile cu un dor amăgitor, ale cărui virtuți dormitive ne-au îmbătat simțurile peste măsură. În ochii romanului, dar mai cu seama în cântec, palpită, cu o insistență insinuantă, revărsarea monotonă a acestui dor, aparent elixir al inimilor sfâșiate, în realitate atracția adormitoare pentru suflete inerte. Cine a avut ocazia să audă în orașele Săsești din Ardeal vreo ceață de flăcăi români doinind în înserări, n-a putut să nu sufere sub contrastul strivitor pe care îl prezintă masivitatea constructivă a orașului și lamentațiile acelea prelungite, atât de inaderente la civilizație, la efortul constructiv. Contrastul nu trebuie explicat prin deosebirea noastră organică de sași, ci prin distanță incomensurabilă de cultură a fondului nostru popular. Noi încă nu putem aprecia ce salt am făcut prin pătură noastră cultă. Este în dorul nostru atâta risipire lâncedă în lume, atâta renunțare în fața timpului și a spațiului și atât prizonierat în adierile inimii, că te întrebi ce tristețe a încercat acest popor de s-a predat ție și atât de neînduplecat. Scoateți lamentațiile din poezia și din muzică noastră populară și nu mai găsiți decât o țopăială lirică, fără nicio marca originală. Ce departe am fi fost astăzi, dacă infinitul din acest dor lua formă unei expansiuni eroice a sufletului, dacă ne-am fi rostogolit, cu o înflăcărare fără margini, peste ruinele noastre. Dorul exprimă un raport negativ cu lumea, el este o lume care leneșă și orizontală sau o ondulatie minoră pe suprafață mobilă a vieții. Eroismul este ascensiunea spiralei, sinuozitățile în înălțimi. Prin dor nu exprimăm mai mult decât nesiguranță în fluctuațiile clipelor și o chemare spre vag. De ce ne e dor?
Întrebați pe orice român și nu ți va da o lămurire asupra acestui infinital sufletului său. Toată problema este că într-o Românie scuturată de o dictatură și de un elan colectiv, infinitul negativ al acestei psihologii să fie convertit în infinitul pozitiv care este eroismul. Duloșia și visarea prelungită care se mlădie pe lungimile timpului și pe întinderile spațiului trebuie săltate în ardoare și fanatism. De la infinitul negativ al dorului, la infinitul pozitiv al eroismului este drumul pe care trebuie să-l străbată sufletul românesc, pentru a nu amorti învăluit în umbre. Aceasta este problema psihologică a României. O mișcare politică n-are nevoie de idei generoase pentru a triumfa și a realiza efectiv. Este destul să cultive idealuri eroice și să valorifice posibilitățile de fanatism din om. O țară că România este prea primitivă pentru a-și putea permite luxul ideilor generoase, care sunt inerente țărilor cu oarecare elegantă interioară. Ideile prea generoase, adică fără baza în imediatul vieții, slăbesc sângele și dau națiunilor un aspect clorotic. Emascularea prin exces ideologic este un fenomen frecvent în viața popoarelor. Încep atunci a fi afectate de o paloare care este fizionomică și istorică. Ideile care n-au nicio aderență la viața concretă a unui popor îl deviază de la sensul lui istoric. De aceea, orice ideologie care nu-i angajează energiile vitale este periculoasă. Extremă dreapta și extremă stângă s-au dovedit creatoare într-o măsură atât de mare, deoarece au făcut totdeauna apel la un etos vulcanic și n-au cucerit prin idei, ci prin mistică. Faptul că dreapta pune accentul pe politic și stângă pe social nu dovedește nimic pentru originile dinamismului lor. Mulțimea iubește să fie biciuită și fanatizată. Apoi vin ideile. Destinul social-democrației este ilustrativ pentru un curent ideologic lipsit de simț politic. Greu am găsit o mișcare de o cumințenie filozofică mai remarcabilă, care să-și fi cântărit mai serios conceptele și să fi dat o demnitate mai onorabilă utopiilor. Cine, că ea, a temperat mai burghez excesele spiritului revoluționar și a atribuit evoluției atâta virtuți că să scuze comoditățile oamenilor. Fără ideea de evoluție, social-democrația este un zero, pe lângă care mai există numai blândețea social-democraților. Cumpănirea filozofică a social-democrației i s-a împrumutat în primele faze o semnificație mediocră, pentru că să degenereze într-un exemplu trist de fadoare teoretică și politică. Lipsa de patos și de anvergură, preocuparea teoretică de tactică, dar fără instinct în lupta, viziunea unei fericiri comode, neancorate în necesitățile complexe ale omului, antropologia mediocră a oricărui tip de democrație, economism searbăt și doctrinarism stupid, sunt note ale mizeriei profunde, ale viciului și incapacității politice a social-democrației. Față de ea, comunismul este un fenomen apocaliptic. La ce i-au folosit social-democrației ideile ei generoase semnul întrebării la ce rezultat a ajuns, după ce a rotunjit ideile revoluționare și și-a salvat deficiențele în cultul evoluției. A adus o evoluție la putere. Sau n-a știut cum se cădenia ei teoretică un lucru elementar. Forță creează făgașele evoluției. Semnul întrebării: nu există atâta forță în evoluție pentru că se înfrângă pe cea care se naște peste ea. Cultul secolului trecut pentru evoluție a luat formă celui mai plat misticism. Mediocritatea oamenilor s-a complăcut în a inventa virtuții evoluției, pentru că ei să poată dezerta din față oricărei responsabilități. Evoluția va face totul cum trebuie, pare a fi fost lașitatea acestor deficienți. Toți oamenii care se reclamă de la curgerea lucrurilor pentru a-și justifica inactivitatea suferă de o neputință constituțională. Lipsa de sânge este izvorul înțelepciunii. Individualismul ultimelor decenii ale secolului trecut nu trebuie înțeles decât ca o reacție pasionată împotriva automatizării prin fetișismul evoluției, a implicației lui fataliste. Să fim noi oare simple instrumente ale devenirii, capricii ale curgerii lucrurilor, pretexte ale trecerii continue a firii?
Revoltă această individualistă a avut o notă eroică, și ea este una din aparițiile periodice ale istoriei, consecutive epocilor de fatalism. Acest individualism nu trebuie confundat cu cealaltă specie de individualism, atomizant și cetățenesc. Există un individualism de revoltă a unor conștiințe izolate și există individualismul burghez. Vogă permanentă a lui Nietzsche și cea trecătoare a lui Ibsen, ale cărui opere par catastrofe la 15 ani, drame la 18, piese de teatru la 21, au resuscitat pe alți doi individualiști, care scriau pe când evoluția avea încă un sens metafizic, Stirner și Kierkegaard, primul de originalitate suspectă și nefecundă, al doilea sugestiv, grav, punând problema individualistă în plan pur psihologic, că subiectivism. De aceea susține el că subiectivitatea este un absolut, iar nu individul. Pentru Kierkegaard, contează numai latura de interioritate a acestuia. El nu s-a preocupat niciodată de social, ci s-a oprit la etic, pe care nu l-a conceput că pe o formă interioară a socialului, ci că un simplu stadiu al conștiinței individuale, în drumul ei problematic de la subiectiv și imediat la general și mediat. Este interesant că atât Stirner cât și Kierkegaard au fost până la un punct discipoli ai lui Hegel, de care s-au despărțit din cauza rolului excesiv, din cauza terorii generalului. Punct pentru gânditorul danez, subiectivitatea este adevărul, ceea ce ar fi părut unui Hegel cea mai mare erezie conceptibilă. Individualismul cetățenesc, acela pe care în nuanțe și expresii diferite îl întâlnim la stoici, influenței cărora se datorează concepția voluntaristă și contractualistă a dreptului român, la protestanți, în raționalismul secolului al XVIII-lea, în Revoluția franceză și în tot procesul de atomizare socială pe care l-a născut dezagregarea democrației și liberalismului, pretinde că fiecare om are centrul în sine însuși și ca atare dispune de el în mod nelimitat. Cum esență lui este rațiunea, limitele expansiunii sale sunt imanente. Statul, în concepția aceasta, care a fost și a lui Kant, coordonează numai voințele individuale. Un simplu factor de armonie? Numai că viziunea raționalistă a omului are împotriva să toată istoria punct prezența statului și a dreptului, legate de existența societății pentru a dovedi dezechilibrul omului în libertate, ne arată până la orbire că rațiunea nu este esență omului și în niciun caz marginea lui. Iraționalismul susține teoria organică a statului și a dreptului. În realitate, ar trebui să le afirme raționalitatea ca antipod esenței iraționale a omului. Cum structura normativă a dreptului nu este reductibilă la date istorice și la o evoluție pur organică, așa cum a conceput istoricismul juridic al unui Savigny sau Puhta, ci presupune o intervenție conștientă și voluntară, nici statul nu este un simplu rezultat al devenirii. Nu e semnificativ că raționalismul în degradarea lui, intelectualismul, s-au preocupat mai mult de teoria statului decât iraționalismul, care se oprește mai bucuros la națiune și preferă dreptului poporul. Drept, stat, națiune, popor indică o descreștere a raționalității și o creștere spre primordial. Poporul este totdeauna originar, națiunea, statul și dreptul își distribuie în proporții diferite elementele istorice și cele raționale. Teoria lui Kielsen, după care statul este de esență juridică, precum dreptul este de esență statală, ajungând astfel la o quasi-identificare a acestor două noțiuni, este singură ieșire pentru a scăpa de chinuitoarea problema anteriorității uneia din două, dat fiind că sunt argumente egal de valabile de o parte și de altă. Să recurgem la soluțiile aporeticii, adică la sistematizarea lipsei de soluții, că iraționalul ține mai esențial de răspântiile istoriei decât raționalul, o dovedește nulitatea dreptului în astfel de momente. Forța dreptului este nulă în fața forței. Crizele lui sunt echivalentele triumfului ei, zeiță monstră și irezistibilă.
acei care se complac în iluzia unui absolut juridic, dar văd răsturnările create de ofensivă forței, chiar a acelei forțe ce servește o mare idee, se mângâie cu speranța că la un tribunal al istoriei toate triumfurile înălțate din expansiunile puterii vor fi pecetluite că infamii și își vor pierde strălucirea. Acestor idealiști trebuie să le răspundem că la acel tribunal îi se deschid lui Napoleon toate porțile, iar popoarele vor fi judecate după cât au riscat. Ele vor avea înscrise pe frunte războaiele și revoluțiile. Un tribunal al istoriei cântărește fapte, și nu idealuri, de idei, să nu mai vorbim. El ar studia și ar achita pe conquistadori, filozofii n-ar fi introduși, fiindcă n-au fapte pe conștiința. Iată lucruri care aparțin cunoașterii, și nu pesimismului. Fiecare țară își are un centru de gravitate politică și o direcție ideologică, pe care nu le putem trece cu vederea fără a neglija situația specifică a fiecărui popor. Tendința spre abstracțiune, care se întâlnește atât de des în aprecierea mișcărilor politice analoace a diferitelor țări, asimilează aceluiași conținut naționalismul românesc cu cel francez sau cel german, sau își închipuie că stânga are același sens în Rusia ca și în China sau în Franța. Această problemă, destul de încurcată și de plictisitoare, este clară numai redusă la o singură întrebare, care e sistemul prin care o țară devine puternică. Nu toate realizează accesul la putere pe aceleași cai puntunea, cu tradiții democratice puternice și creatoare în democrație, orientarea spre dictatură i-ar fi fatală. Și invers. În Franța, naționalismul este reacționar, în România, revoluționar. Ideile politice ale lui Maurras și Daudet sunt pentru România, pentru ceea ce trebuie să devină această țară, mai periculoase decât cele mai anarhiste curente. Nu numai că îi lipsește complet problematica socială, dar acest gen de naționalism se refuză oricărei slăbiciuni revoluționare. El privește realitățile de sus în jos, e conservator și se bazează pe aristocrație și țărănimea înstărită, cele două reazeme ale reacțiunii, față de care burghezia reprezintă un efort revoluționar permanent. Nicăieri că în Franța naționalismul nu este mai mult istoric, în sensul rău al acestui cuvânt, adică fixarea și atașarea statică de un trecut, care din păcate nu poate fi mare de două ori. Nu este francez care să nu fie naționalist în sensul pasiunii pentru Franța, dar, întrucât naționalismul este un program de idei reacționare, el nu-și identifica patria cu interesele claselor agonizante. Naționalismul francez este o realitate mai vie, cel românesc nu poate fi decât mesianic și cu atât mai dinamic, cu cât viitorul se proiectează mai mult ca singură realitate. Identitatea în termenii nu acoperă o identitate de conținuturi. Ideologii asemănătoare utilizează aceleași expresii pentru realități diferite. Franța este o țară atât biologiceste, cât și istoricește bătrână, Rusia reprezintă un organism istoric tânăr. Un regim comunist ar putea să aibă în amândouă același sens și același conținut. Diferențele de nivel joacă un rol extrem de important în ce privește soluțiile politice ale diverselor țări. Este mai mult decât evident că o țară fără istorie, cum e România, și o țară cu prea multă, cum e Franța, n-ar putea realiza niciodată o identitate efectivă de regim. Același curent este reacționar într-o țară și revoluționar într-altă. Într-una se bazează pe rentier și în alta pe șomeri. Pluralismul și divergența națiunilor explică de ce nu sunt valabile decât soluțiile specifice. Dacă ar fi posibilă o soluție universală, precum crede comunismul, atunci conflictele internaționale s-ar diminua într-o măsură neașteptată. Lupta pentru hegemonie s-ar termina în favoarea aceleia care a avut prioritatea sistemului. În speță, Rusia. Comunismul continuă visul rusesc al dominației universale. Mesianismul slav are aspecte multiforme, pe care naivii nu vor să le recunoască, dar care se descoperă implacabile a celor ce înțeleg lupta exasperată pentru hegemonie.
Orice idee mesianică exprimă direct sau camuflat o pornire spre putere, așa încât nu există mesianism fără implicații politice. Elanurile mesianice sunt expresii eterate sub care se ascund realități ce sfâșie națiunile. Diversitatea structurii ideologice a națiunilor justifică divergențele și conflictele dintre ele. Este aproape imposibil ca un stat să nu aibă o concepție ideologică în politică să externă. Numai Anglia, căreia utilitarismul i-a dat o mare ascuțime a simțului politic, a știut să facă abstracție de divergențele de sistem și, sub imperiul intereselor, să renunțe la orice concepție ideologică în politică să externă. Franța, Germania și Rusia, din potrivă, n-au pierdut nicio ocazie să-și afirme ireductibilitățile și să facă politică în umbră ideilor. Lumea numește idealism această nevoie de a da o justificare abstractă dramelor. Faptele istoriei concrete nu rămân mai puțin o probă împotriva idealismului.